dreapta, stânga, puh! Dumnezeu știe, dragii mei, știu că mi-s în România. Mi-s în Banat, mi-s la Vermeș și mi-s și Bănățan. Caut ulița veche slovășească. Știți de ce? Pentru că am auzit că au mai rămas niște rețepturi vechi slovășești aici, în Banat, pe care le fac bănățenele noastre. Pentru asta, haidareți cu mine să aflăm ce rețepturi ne fac ele. Dar totuși, nu-mi spune nima pe unde să o iau? O dreapta, o stânga? Da, știu, trebuie să întreb pe careva de la Vermeș. Am plecat să caut ulița veche slovășească. Doamne ajută! Dreapta, stânga. Mătușa Cornelia, m-a mânat cineva pe mine, adică foalii, stomacul, că am auzit că aici la Vermeș au fost pe vremuri slovaci, adevărat? Da, așa. Erau mulți. Erau mulți, dar au rămas ceva, vreun rețept de mâncare de la ei, că da. Eu de-aia am venit, că mă bat lingurile la foale. Da, noi am învățat că am avut o prietenă și am învățat bobale. Opa, cum să le-a? Așa, cu făină, cu sare, cu... Bine, apă. Le mâncăm cu gura, dar ce le mai punem? Le mâncăm cu gura. Punem fănină, sare și... Mâncăm cu nucă? Cum? Nucă. E de dulce? E de da, dulce. Și drojde și le facem de frământ. Dar e de dulce? Da, dulce. Dragii mei. Cu nucă și cu mac. Să știți că am venit la mătușa Cornelia așa cum v-am zis că m-au mânat bătăile de lingură la foale. Și m-am auzit eu că este o rețetă slovășească, bărbăcale? Bobale. Bobale. Vedeți, mi se învârce limba în gură. Bobale. Bobale. Și de-abia aștept să mănânc o țără bobale făcute de tușa Cornelia. Hai, apucă-ți o țără de ele, că eu aș mânca, spun, de istină. Da, aici am pus toate ingredientele. Așa. Și acum aici am pus și frământ. Și ați văzut înainte, oameni buni, îi o plămăgeală, da? Da. Tușa Cornelia. Da, 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 da. Adică ai pus o țără de fănină cu apă, cu drojdie și ai lăsat o țără să crească, nu? Da. Da, da. Așa, și după aia ai luat-o la învârcit. Da, acum frământ și pun vanină mai multă ca să pot frământa. Îl faci numai din lingură sau îl frământ nu, și cu mâna? Acum cu mâna. Acum cu mâna? Da, că înainte... Numai l-ai amețit cu lingura? Numai, da, numai l-am plămădit. La plămădeală să ți se cu lingura și aici cu mâna. Trebuie. Aha! El deci... nu se înguroșe. Nu poți să mesteci cu el atâta ca să-l faci așa gros. Numai plămădeala cu lingura? Da, numai plămădeala cu lingura. Numai să ca rămână. Ia, lasă-mă pe mine așa, bun, și asta la altă. Măcar atâta lucru să-mi câștig și eu mâncarea pe ziua de azi. Și acum frământăm aici. Asta ai învățat când ai fost fată la mama? Tu n-am fost, ba, când am venit aici la socră. A, când ai venit în oră, dumneata, ești noră aici. Da, socră mi-a avut prietena de la care a fost slovășiță și de la ea o învățam și am învățat și eu de la socră. Aha! Da. Mătușa Cornelia, dumneata la câți ani ți-ai măritat? La 17 ani. Și ai venit nora aici în casă? Da. Dar tot în Vermeș ești, nu? Tot, tot. Așa, numai cum îi zicea acolo unde șergeai dumneata în parcele? Samos. În Samos? Da, și am mai avut o soră și un frate și pe mine m-a dat nora aici. Așa, și aici cum îi zice? O soră la Valea Mare și frate mi-a rămas în casă. Da, aici în zona asta cum îi zice? Dacă l-ai Samosul? În geală, în vale, pre... strada principală. Strada principală. Adică, vedeți, au venit din Samos, la strada principală, la ulița mare, baș în mijlocul satului, că da. E fală, e cu fală când vine. Da. Sora s-a măritat la Valea Mare, mai mare ca mine cu 5 ani, și eu m-am măritat aici și fratele în casă. Așa, deci, la noi, la Bănățeni, fecii se duc nurori păi, și da, copiii da, rămâne da, acasă, da, șciompul. Știi da. Ce înseamnă asta? Partea bărbătească rămâne întotdeauna în casa părintească pentru a nu se pierde neamul, spița, da, la noi zice da, șciompul, da. Adică stâlpul cășă, că așa e la noi. Da. Mai trăiesc? Părinte? Nu, frață. Fratele, ba. Mai trăiesc? Sora, da. Așa. Și cum e? Cum a fost să fii nora atâți ani? A fost bine până trei soți. Și după aceea a fost mai greu? Mai greu. Câți ani ai trăit cu el? 36. 36. Ohoho, da. Dragii mei, ați văzut căsnicie, 36 de ani. Acum, am eu... avut fata, am născut fata, o crescut, i-am făcut nuntă, am avut o prestană aici, Bașa.
A, la cântare? Ehe, fală mare? Da. Eu am vrut să aducă praf. Și două nepoace ai acum? Și două nepoace. Învață să facă mâncare nepoacele? Știu să fac. Știu? Mai ales Andreea face mult. Face? Și prăjituri și tot. Ia auziți, dragii mei, și dacă... Și Daria, dar mai... Mai puțin o țără, ea mai... Ea e mai mică. Mai mică. Da. Dar să dă și ea până la urmă, că n-are ce să facă. Da, da, da. Așa, cât de... Eu mai vreau să vă mai spun ceva, numai nu pot, că mi-s cu ochii acolo l-a luat. Mă gândeam așa, dragii mei, că de la bunică, la mamă și la nepoată, așa se transmit învățăturile. Și cred că lucrul ăsta l-ați remarcat peste tot în țara românească. Eu fac fală Banatului și spun că numai la noi, la Bănățeni. Nu, este în toată România lucrul acesta și bănesc că și în toată lumea. Păi da, învață de la... De la ai bătrâni. Noștri, însă tot învață. Așa. Acum mă întorc la aluatul nostru, e destul de tare. Da. Îl putem pune acum să sogină o țără. L-a crescut. Să se înfle rânza în el. Dragii mei, e simplu aluatul. Fănină, drojdie, apă și sare. Da. Asta înseamnă că o fi din ăsta de post. Că n-am pus în el nici unt, nici oloi, nici ouă, nimic. Asta înseamnă că se poate și așa simplu. Da. Gusturile întotdeauna, cele simple, sunt și cele mai bune. Și eu de-abia aștept să văd produsul finit, să-l și gust, ca să vă pot povesti domniilor voastre. Mă rog, nu știu dacă poveștile mele sunt cele care vă plac cel mai mult, dar credeți-mă, mie gusturile de aici, din satul Bănățean, îmi plac cel mai mult. Bine, și mâncărurile, e adevărat. Dragii mei, tot natul, adică toată lumea îi place să șadă la căldură, să se simtă bine. Așa e și cu aluatul nostru, să știți. Bă, dacă îl pui la căldurică, jumătate de șas ajunge mășă să înfoaie, mășă să înfoaie. Ia uitați viță aici, ia uitați viță. O stat o jumătate de șas la căldură, ia uitați ce s-a înfoiat. Că așa-i? Când dai de cald și de bine, da, da. Ce faci mai mare? Ce facem cu el acum că s-a înfoiat tare, ca un ciurcan? Acum tăiem din el și facem așa, le încingem pe masă. Facem niște suloane ca și... Suloane ca la... Cozonac. Cozonac. Așa vine asta. Numai că noi nu îi împlecim. Îi tăiem de răbele nu, mici. Nu, noi tăiem bucăți mici și îi băgăm la tavă, îi punem în tavă. Prima dată la cuptor și da. După aceea nu o să vă spun tot rețeptul de la început, pentru că atunci... oricum, dacă nu respecti receptul, nu-ți iasă nimic bun. Dărăbele micuțe, atât. Ia uitați-vă. Da, să vezi cum se înfoaie iară. Știți cum le zice la bobalele, la bucățelele ăștia mici? Bobale. Na, știți cum le zice la bobale? Bobale. Bobale. Așa. Acum le punem în tavă. Și cum le rânduim, așa? Una lângă alta? Așa, una lângă alta. Bineînțeles că tava noastră musai să fie o țără unsă cu oloi, pentru că altfel să prind bobalii profund și nu le mai dezlipești, nu mai mânci nimica. Dacă nu punem o țără de oloi să se ungă, bobala, salut! Acum le băgăm la cuptor. Hopa. Aici jos am pus o țiglă. Dar ți-ai pus o țiglă jos. Să nu ardă. Să nu ardă. Da. Așa. Acum închidem ușa. Să stea mai tare, punem aici o bătă. Ați văzut, dragii mei, ce invenție are mătușa Cornelia? O pus o drăjală acolo, agică o coadă, ca să țină ușa închisă, să nu se sloboadă căldura afară, da, să geie direct în ele, să se facă maiuta. Așa că românul e inventiv de fiecare dată. Eu nici nu m-am gândit și eu fi cu drăjala acolo. Avem cuptor la curent, dar vreau să fac aici. Asta pentru e... că la noi, la Banat, asta-i. Da, numai că am înțeles că ăsta are și ceva înăuntru, are un vas de apă. Da, da, are bazin de apă. Bazin de apă, așa că dumneata... Că și nu... litri, ala se umple acolo, că ține cald apă și vine aici la chiuvetă și spălăm vasele. Dumneata, ești ca doamnele de la oraș, da. Păi cu apă caldă vasele acum, nu-i da, mai da. Ca înainte. Nu am hidrofor. Așa că, dragii mei, ați văzut cuptorul, ia uitați, facem focul aici. Un vas de apă aici, chiuveta acolo aproape. Soțul l-a avut în altul cuptor și acum jinerile l-a băgat aici. Ei, înseamnă că ai jinere bun. Da, înseamnă Dumnezeu. E harnic. Harnic, foarte. Harnic. Păi, să nu se geoache că așa face Bănățanul. Lucră și că trebuie, nu aveți ce face. Fără lucru nu se poate. Păi, din cât ce știu eu, dumneata, fata, nepoacele și jinerile. Păi, un bărbat la patru mieri, n-are și să facă, musai să lucre. Da.
Ați văzut împărțala cum e un bărbat la patru muieri și atunci ce să facă bărbatul? Lucră! Că treabă ce să facă? Păi n-are ce să facă, lucră! Păi da. Cât trebuie să-și adă acolo în dobă? Păi acum e foc, cum am mers de foc, așa de iuce să coc. Să coc iuce. După aia le scoacem și le băgăm. Uite, în ala cu apă. Uite, le punem aici la fier. Aha! Apa trebuie să fie clocotită, da, sau numai? Da, da, da. Să fie clocotită. Să fiarbă și tu le lăsăm așa să fiarbă, după aia le scoacem și le dăm prin nucă. Și-s gata. Și poți să mă slobodă în ele. Și le punem în... În blit. Farfurii de blit. Da, mă lași să mă slobodă în ele. Da, știu, dar le dă pământ, dar le dă mult. Asta e bătrână, mătușa Cornelia. O fi ca mine de bătrână. L-ai găsit aici când ai venit în oră? Da, le-am găsit aici. Ia vigeți, dragii mei. Dar și eu, după ce veneau aici, mai veneau de la Biniș. Veneau cu oaleș. Cu oaleș, da, și-ți luai. Da, ne luam, puneam cotorozi. Când se făceau moșă. Așa, și dădeam de pomană la vecină. Cu tot cu blit. Dar, da. Dar acum dăm în dale... De plastic. De plastic, de porțelan. Dar nu era gustul ca la asta, mama, ha? Da, da. Și mă iute să-și cotorozesc în asta. În asta? Mm. Ați auzit? Am încercat chiar anul ăsta, am văzut. Și mai iuta în asta? Da. Știți ce înseamnă cotorogesc? Adică se încheagă. Da, da. Mai repede piftile. Că noi bănățenii la piftile zicem cotoroage. Da. Mă las aici așa că ăsta îl vedeți gol acum. Și fac eu așa o mică, nu șmecherie, ci un hocus pocus, ceva abracadabra și le umplu cu bobale, nu? Păi da. Numai să se sloboadă din țobă, din tobă, nu din țobă. Acum le scoatem, da, și le punem... S-au făcut? Da, și acum le punem în apa asta, fierbe. Eu iau numai așa. Nu mi-e frică de foc, nu mi-e frică de soacră. Pun apoi figeul, mătușa Cornelia. Da, da, pune. Gata azi? Da, acum le scot. Acum punem aici și le dăm prin nucă. Le tăvălem o țără prin nucă? Da. Toace? Toace. Și după aia prin mac sau cum? Nu, și cu oală. Și cu nucă și cu mac? Da. Aha. Mătușa Cornelia, să nu ce mâinii pre mine. Dar eu așa, am văzut eu că se face, când face bunica ceva de mâncare, primul lucru, fure o dărabă, da, ca să guști. Foarte bună. Aluatul, copt, fiert, tăvălit prin nuca. Bobale, da? Bobale, da. Bobale, dragii mei. Că mi se plimbă limba în gură. Ce fain este. Mătușa Cornelia, să știi că iau și o dărabă din asta cu mac. Luați și mâncați. Să aveți poftă. Mulțumesc. Dragii mei, am încercat una și cu mac. Sper până se gata emisiunea, să nu mai e somnul, că de sătul. Bine, din două bucăți nu-s chiar sătul, dar îs sătul și de-abia aștept să gustați și dumneavoastră când o fi deveniți în Banat, aici, la noi, în Banatul de la Munce, să gustați bobale, și cu nucă, și cu mac, ăștia îs de post, să știți, dragii mei, de post. Așa că dacă veniți, acum, cât încă e postul la noi, căpătați. Dacă nu, așteptăm postul Crăciunului. Dragii mei, căciodată în viață le faci da bășca lucrurile, adică cu sus în jos. Așa am făcut și eu astăzi. Am venit la mătușa Cornelia și m-au făcut întâi de dulce și de post. Acum, mâncău de mine, Dumnezeu să mă ierce, am venit că am auzit că este o mâncare aici așa în Vermeș, care zice bărbăcală.
Nu? Sau ciofălică. Sau ciofălică. Luați-o cum vreți, orică-i bărbăcală, orică-i ciofălică, dar e o mâncare care se face iuta, nu? Da. Și-i sațioasă. Da. Mătușă Cornelia, ce ne trebuie pentru ea? Punem ulei. Așa. Brânză. Așa. O tăiem bucăți mici, slăină, și apă, ouă, vanină și un țără sare. Și un prau de sare. Da. Bun. Cu ce începem? Prima dată începem cu uleiul. Punem uleiul în raină. După cum vedeți la noi, totul e la ochi. N-am avut o măsură oarecare, ia. Așa. Îl punem la... Păi e o țără uleiul în ea. Las că e... Păi bun, că tot e mai sățios, da? Ce frigem prima dată? Și apa? O tăiem clisa. Mea. Clisa. Slăină sau clisa. Bun, clisa. Am auzit eu acum că în casa aici la dumneata, jinirile dumitale e mai stormare și leșa fumă cum trebuie. Da. E foarte bun. Ia uitați aici așa, dragii mei. Un rând de carne, un rând de clisă. Foarte carne. Bun. Da. Păcătosul de mine, Doamne, iartă-mă. Porc cumpărat, că noi nu avem, că el așa? Nu are voie să ținem acasă porci și o cumpărat și o fac cu clisă. Și dărăbelele mai mari, o mai mici? Cum vreți dumneavoastră. Așa, ăsta cu șep? I-a fumat cu prun. Cu prun, da. Porc o băut răchie. Nu, mă rog, nu mai mă face să vorbesc, că așa mi-s în post. Mătușa Cornelia, dar când se făcea mâncarea asta? Mai mult primăvara, că e și apă verde. Și dacă ai și apă, pui, dacă nu, da, dacă nu mai pui. Așa, cu brânză, cu fănină și clisă, dacă vrei, ouă și apă, ca să bat o țără. Noi o facem mai bogată o țără. Așa, punem clisa, nu? Dragii mei, mâncarea asta pe care o facem noi acum, e o mâncare pentru aia care lucră. Adică pentru Paul, pentru țărani, să aibă smagă, pucere. Nu-i pentru domnii de la oraș care șed prăscan, iau un obiect din ăla mic care zice telecomandă și apasă prăbumb și văd ce vrei ei. No. Că vin târziu de la lucru și nu ajung să fac altceva și asta merge mai uce. Asta merge mai uce? Da. Și se satură tot natul cu ea? Da, toată lumea. După cum vedeți, noi lucrăm la patru mâini aici. Adică gura lui Dan cu mâinile lui mătușa Cornelia. Să frige clisa aia, o nu, că da, eu aud da. Cum sfârâie. Sfârâie, ați auzit? Tăiem și apa și-i facem acum până. Tăiem și apa. Mătușa Cornelia, da. O facem prăsărășie numai cu clisă, o mai scoacem de la chiscant și niște cărnați. Aducem și cărnați, că avem. Avem cârnați? Da. Să nu zică aia care se uită la noi că ni se însărași și nu avem cârnați. Sigur că da, așa. Că dacă bănățanul n-are, și ne să aibă. Câți porși da. S-au tăiat anul trecut? Unu, doi? La noi unu, că noi unu. Mai... Mai mare ori mai mic? Mare. Mare. O sută. La jungă. Cât o unu? 150. 180. 200. 180 am aflat până la urmă totuși 180. Dacă... Mătușă Cornelia, clisa asta deja a început să prindă. Uite, băgăm, obraz. Băgăm și apa. Lasă că mi-e stăchiunea. Duce dumneata, aduc cârnațul din călai. Este o vorbă la români că, virgulă, găina bătrână face zupa bună. La noi, la bănățeni, e altă formă. Lingura bătrână face mâncarea bună. Să știți. Dragii mei, acum noroc cu mătușa Cornelia cu adus din călaiul cu untură cârnață, da? Da, și cârnață. Îi punem o țără? Nu, nu, să nu mai punem. Nu, nu. Să se topească. Să se topească o țără untura, da? Da. Așa, punem aici în gără. Și turnăm acum. Și atunci e numai bun. Mai slobozăm și niște cârnați. Mai niște brânză, niște mai ouă. Niște ouă, mai punem și niște fănină și toace la oaltă se cheamă bărbăcală sau ciofligă. Ciofăligă. Ciofăligă. Dacă nu-mi rup limba, numai să nu-mi spuneți mie, Liuț. Brânza e caș, e de-al proaspăt? Da, anul trecut. E brânză de-a da. Bătrână? Da, am luat-o de la un cioban de la Iisus. O, e bun. N-aveți oi? Nu. Ați avut? Am avut, dar nu mi-a venit.
Bărbăcala asta, dragii mei, se face în funcție și de om. Dacă e omul mai pogan, mai vegan, mai mare, mai mâncău, așa ca Liuț, îi faci o bărbăcală multă, să se sature. Dacă e unul mai subțirel, așa, îi dai numai o țără să gușce din ea. Să miroasă. Să miroasă, nu? Eu mestec dumneata pun. Wow, eu și-a schimbat farba, eu și-a schimbat obrazul. Ce facem cu cârnații? Tăiem mai de răbele micuțe? Nu, îi lăsăm mari. Îi lăsăm mari? Că zice lumea că n-am cârnați. Așa zice lumea. Mai să nu ziceți așa ceva despre Tușa Cornelia. Are cârnați? Ia uitați, dacă nu mă credeți, ia uitați-vă aici. Uitați, uitați. Se vede, da? Avem cârnați. Toți îi băgăm. Avem, toți. Și îi băgăm și toți. Cred că denumirea acestui fel de mâncare este total greșită. Nu îi spune bărbăcală, îi spune bombă calorică. Fraților, clisă, cârnați, brânză, ou, fănină, ulei, ceapă verde, vai, bombă calorică. Ce mai? Dar și muncești. Dar și muncești după ce mănânci. Acum e gata, o luăm de pe foc. Să se reșească și cu ce să serviți. Poftă bună! Mătușă Cornelia, și aici, și aici. Bărbăcală sau ciofăligă, cum vreți să-i ziceți, eu îi zic bombă atomică. Ia uitați aici. Uai, ce miros! Dragii mei, am început de băș, că am spus la un moment dat, am făcut întâi desertul, care este un desert de post. Am trecut la o mâncare sănătoasă pentru aia care muncesc. Nu vă uitați la mine că nu sunt eu ăla. Astăzi am muncit mătușa Cornelia. Pentru că aici, la Vermeș, am găsit niște produse fabuloase. Fabuloase. Cum le zice la așa că m-am uitat? Bobeală. Bobeală, da. Deci, v-am spus, în această emisiune o să-mi rup limba. Bobeală, bărbăcală sau ciofăligă, una peste alta, sunt toate nemaipomenite. Da. Facem o gustare? O degustare? Facem, nu? Facem, da. Pun și o dărabă de cârnați să vadă lumea că ați spus cârnați, bine? Dragii mei, vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați bâzgoit și așulit urechile anului, adică v-ați uitat și ne-ați urmărit, ne-ați ascultat. Știu doar atât, gusturile sunt fabuloase și astăzi cu mătușa Cornelia am gătit exact cambanatul al de la munce. Vă așteptăm aici, la noi, la Sarea în Bucate. Pentru că exact așa cum zicea Uica Mihai, stomacul deștept ține mintea sănătoasă. Și eu, Liuț, nu vă zic decât, vă țup prăsăturace ca la Sarea în Bucate.